Miliardul sustras din sistemul bancar poate fi recuperat, dar pentru asta este nevoie de voința politică a președintelui Maia Sandu. Declarația a fost făcută de liderul partidului Șor la o emisiune TV. Ilan Șor a reiterat că acționarii băncilor lichidate au propus soluționarea problemei, pe care procuratura și alte instituții ale statului nu o poate rezolva deja de 7 ani. De asemenea, politicianul a vorbit despre prioritățile formațiunii sale în viitorul Parlament. Ilan Șor susține că recuperarea miliardului furat este prioritară pentru el. Politicianul este de părere că s-a vorbit destul despre jaful bancar și a venit timpul ca banii să fie returnați. El a amintit că acționarii s-au oferit de mult să răscumpere portofoliul de credite. Propunerea însă rămâne fără răspuns, spune Șor, menționând că acest lucru arată o dată în plus că actuala guvernare nu este interesată ca banii să ajungă în buget, ci doar să provoace răfuieli politice cu oponenții. Acest lucru demonstrează că toate dosarele intentate pe numele meu împotriva colegilor mei sunt născociri și un circ ieftin. Dacă pe cineva îl interesa cu adevărat această problemă, atunci, după o oră de la anunțarea propunerii mele, aș fi fost sunat și împreună cu avocații mei ar fi început discuțiile. Președintele partidului Șor și-a exprimat speranța că reforma justiției și lupta împotriva corupției, pe care noua guvernare le-a declarat drept prioritate, nu se vor reduce la execuția publică a opoziției. El a mai subliniat că decisive pe acest subiect ar trebui să fie anume acțiunile Maiei Sandu. Vreau să cred că Maia Grigorievna a fost sinceră când a spus că pentru ea este important ca banii să fie returnați. Sper că în această situație dânsa va lua în considerare interesele statului. Noi nu vom putea soluționa această problemă fără voința politică a șefului statului. Potrivit lui Ilan Șor, clasa politică și-a construit cariera pe discursul legat de miliard, iar toate s-au redus la declarații goale. Purtătorul de cuvânt al președinției a refuzat să comenteze solicitarea deputatului. Liderul partidului Șor a reiterat de mai multe ori că nu a fost implicat în furtul miliardului și că este gata să dezvăluie numele beneficiarilor reali, imediat ce va fi anulat mandatul de arestare emis pe numele său. Anterior, el a expediat solicitări la Procuratura Generală, Banca Națională și președinției. Instituțiile însă au refuzat să discute cu avocații lui, declarând că acest lucru trebuie rezolvat de procurori. De altfel, recuperarea miliardului este unul dintre cele 3 obiective pe care partidul Șor le va promova în noul Parlament, alături de modernizarea localităților și îmbunătățirea vieții cetățenilor. Potrivit politicianului, formațiunea sa va dezvolta în continuare satele și orașele gestionate de primarii partidului, inclusiv municipiul și raionul Orhei, dar și orașul Taraclia. Iar cel de-al 3-lea obiectiv se referă la elaborarea de către deputații partidului a inițiativelor legislative, care vor conține măsurile prevăzute în programul politic al formațiunii. Programul politic al partidului Șor privind dezvoltarea Moldovei diferă de acela al altor formațiuni. Noi avem o altă viziune. Bugetul trebuie să crească. În caz contrar, va trebui să stăm cu mâna întinsă pentru a obține credite pe care vor trebui să le restituie strănepoții noștri. Nu este corect astfel. Programul politic al formațiunii mai prevede instituirea monopolului de stat asupra importului de alcool, tutun și produse petroliere, fapt ce va permite creșterea bugetului public. De asemenea, partidul Șor își propune să deschidă fabrici și uzine în fiecare raion, să reconstruiască drumuri și apeducte în fiecare sat, dar și să renoveze școlile și grădinițele.